Domnule Iosif, FCSB fără un atacant clasic, cum vi se pare ideea? Place de Baba Al-Hassan, v-am spus, e un jucător care l-am urmărit în Liga a doua, mi l-am dorit la Rapid. Îl văd un jucător cu un potențial de creștere și cred că dacă nu va avea acele mici dispariții din joc pe care le-a avut la Hermannstadt în anumite cazuri și dacă poate să țină o constanță ridicată, va fi un mare câștig. Îl voiați pe Baba după ce ați promovat în Liga 1 cu Rapid? Da. Da. Și de ce nu s-a mai putut face transfer? Cred că financiar a fost ceva. Mi l-am dorit la nivel declarativ. Nu știu dacă a fost vreo discuție. Doar am transmis conducerii că mi l-aș dori. Am văzut și din cantonament, par un grup poate mai puternic, așa, nu i-am văzut așa în ultimul timp. Văd că sunt de o încredere mare, având 2 puncte în fața CFR-ului, e normal, dar se înjumătățesc și eu cred că se joacă campionatul și sunt 4 echipe care pot emite pretenții la titlu. Coman poate juca atacant? Atacant central? Poate juca. Poate juca bine? Asta nu știu cum văd ei lucrurile. Nu știu, asta nu știu. Ei nu știu cum au făcut transferurile, ce sistem își doresc. Poate vor să joace cu un nou fals. Vor să aibă o posesie, vor să joace numai pe jos, nu vor să mai vină cu centrări din lateral. Vom vedea.